Europa secolului 21 a adus cu ea o sumă de întrebări. Poate Uniunea Europeană să evolueze? Este populația Europei suficient reprezentată în forul comunitar și se poate face mai mult pe continent decât avem în prezent? Cu siguranță se poate face mai mult, aș spune eu. Oricum, una din soluțiile la aceste întrebări o poate reprezenta dezvoltarea unei forme evoluate de democrație. Aceasta este tema unei analize publicate zilele acestea pe site-ul de internet al canalului de televiziune Euronews, însă mai multe ne spune Ciprian Sa. Cei peste 500 de milioane de cetățeni europeni influențează într-o măsură destul de mică politicile europene, consideră analiza publicată de Euronews. Desigur, există alegerile europene organizate la fiecare 4 ani, apoi există referendumul. Este și el o soluție, dar destul de costisitoare. Însă, Marcin Gerwin, autorul analizei de care vorbim, propune o nouă formă de democrație, denumită democrația deliberativă. Unul dintre principiile acestei forme de organizare constă în invitarea la dezbateri a câte unui grup de oameni care să reflecte compoziția demografică fie a unui oraș, a unei țări sau comunități internaționale. Ideea este să se creeze astfel un oraș sau o țară în miniatură. Autorul analizei este convins că așa ceva se poate organiza și la nivelul Uniunii Europene. O altă opțiune ar fi crearea unei așa numite adunări cetățenești la nivelul unei țări. Ar avea avantajul că discuțiile s-ar purta în limba statului respectiv și ar avea suficientă acoperire în mass media naționale. Există multe subiecte care pot fi dezbătute în acest fel, consideră autorul analizei, de la aspecte care țin de agricultură, la politici de mediu sau priorități de cheltuire a bugetelor. Există astfel de experiențe la nivel mondial, observă Marcin Gerwin, și ele au dovedit că oamenii obișnuiți pot furniza soluții realiste la probleme complexe. Iar aceasta, conchide el, este forma maximă pe care o poate lua democrația așa cum o cunoaștem noi. 100 de minute bune la Radio România Actualități.